O rachetă rusească deviată de forțele de apărare ale Ucrainei a căzut lângă o localitate din Republica Moldova, chiar la graniță. Ministerul Afacerilor Interne informează că a luat toate măsurile de protecție cu privire la proiectilul care a căzut în apropiere de Naslavcea, care este cea mai nordică localitate a Republicii Moldova. Ferestrele mai multor case au fost sparte, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Rusia a început săptămâna în forță prin lansarea de rachete în majoritatea regiunilor ucrainene, inclusiv în capitala Kiev, acolo unde a distrus o parte din infrastructura electrică. Oficialii ucrainene au transmis că rachetele și dronele rusești au lovit 10 regiuni din țară și au avariat 18 obiective strategice. Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Pe de altă parte, Kremlinul a anunțat că a reluat blocada navală asupra porturilor ucrainene, unde se află aproape 200 de nave cu cereale. Peskov spune că acordul negociat pentru transportul de cereale era greu de realizat. În cadrul acestui acord, peste 9 milioane de tone de cereale au fost exportate din Ucraina, iar acest lucru a dus la scăderea prețurilor mondiale la alimente. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный.